atenția voastră în fața avem cei mai buni copii care au studiat disciplina religie, premiați la Olimpiada Județeană de Religie și la concursul de spiritualitate creștină. Zeci de elevi însoțiți de profesorii de religie, dar și de părinții lor, s-au bucurat să primească zilele trecute binecuvântarea ierarhului nostru pentru rezultatele deosebite obținute la diverse concursuri școlare cu tematică religioasă. Momentul a fost un bun prilej pentru fiecare să-și reamintească clipele deosebite care au împlinit activitatea de studiu. Anul acesta am obținut premiul întâi la etapa județeană a concursului interdisciplinar de limba română și religie, cultură și spiritualitate românească. M-am calificat astfel la etapa națională a acestui concurs și am obținut un premiu special. Religia, pe lângă faptul că este o materie de bază, consider că e un mod în care te poți apropia de Dumnezeu și în societatea de astăzi doar credința te mai poate salva. Lungu Roxandra, de la numărul 3. Premiul întâi. Premiul întâi. De asemenea, se acordă premiul întâi elevei Iordache Iasmina, de la Constantin Negreanu. Este Iasmina. Apare. Felicitări. Premiul întâi. Se acordă premiul întâi domnișoarei Decșoiu Iasmina, de la școala gimnazială Constantin Negreanu. Matare. Reprezint Colegiul Național Traian și am participat la Olimpiada Națională de Religie, unde am obținut un premiu special din partea Episcopiei. Particip la Olimpiada de Religie încă din clasele mici și întotdeauna o plăcere și un prilej de regăsire și de apropiere de cele sfinte. E foarte important pentru fiecare elev să conștientizeze importanța studierii religiei în școală. Aproximativ 230 de elevi au obținut premii importante în anul școlar 2012-2013 la Olimpiada de Religie și la concursurile Cultură și Spiritualitate Românească și Ucenicii Credinței. Episcopia Severinului și Strehaiei, prin sectorul Învățământ și Tineret, le recunoaște încă o dată meritele acestor elevi, organizând un astfel de moment festiv la final de an școlar. De la eveniment nu au lipsit de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mehe Dinți. Olimpiada s-a desfășurat la Cluj-Napoca. A fost o experiență pentru mine foarte mare. Am avut și emoții, dar ajutorul lui Dumnezeu a dăinuit tot timpul și Maica Domnului m-a sprijinit foarte. Este vorba despre Olimpiada de Religie, care are loc an de an. Episcopia Severinului și Strehaiei împreună cu Inspectoratul Școlar Județean organizează acest concurs. Participă foarte mulți copii din dragoste de Dumnezeu și de această materie. Copiii de la Școala Generală numărul 7, Teodor Costescu, au fost în număr de 7. Toți au ocupat locuri fruntașe. Premiul întâi la clasa a 5-a, obținut chiar de fiul meu, Blăgnicianu Rareș. Premiul întâi la clasa a 8-a, Suzana Rășcanu, iar această fetiță a participat și la Olimpiada Națională de Religie, care s-a susținut în perioada 1-5 aprilie la Cluj. Este foarte important, în primul rând, pentru că ei se obișnuiesc cu concursurile, lasă la o parte emoțiile și se apropie cât mai mult de biserică și de Dumnezeu. Părintele Episcop Nicodim i-a îndemnat pe elevi să rămână în continuare alături de biserică și de credința străbună. Se simte pe chipurile tuturor elevilor pe care noi i-am premiat, elevi care au câștigat concursuri, diferite concursuri la disciplina religie și nu numai în acest an școlar care se încheie, se simte pe chipurile lor o veselie, o bucurie. Le doresc ca această bucurie să o transmită celor din jur toată viața lor. Aceasta nu se poate realiza decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Le doresc tuturor elevilor să îl descopere pe Hristos în Sfânta Biserică, să fie aproape de Dumnezeu, să ducă viață bine plăcută lui Dumnezeu.